Deci dumneavoastră ați fost înșelat. Ce o să zică lumea? V-a înșelat cu cea mai bună prietenă? Să fii fericit și sănătos. Vorbim despre refacerea virginității. Una în Turcia a plecat. Cu siguranță se schimbă vaginul după naștere, în special dacă este naștere naturală. Vaginul nu este o căldare. Dar vorbim despre orgasm. Contractează, relaxează, contractează. Să asiste soțul la naștere sau nu? Au făcut copilul împreună, de ce să nu-l nască împreună? Există percepția asta că sexul oral făcut de femei bărbaților este ok, iar bărbații femeilor nu, și se rușinează să spună asta. O să tac și o să facă doar. Că întreține relații sexuale de 3-4 ori pe noapte. Doamne, Doamne, Doamne! Voi foarte mult ați vrut ca de fiecare dată când am un invitat nou și mai puțin cunoscut publicului să-l anunț. Astăzi discutăm cu doamna Elena Parpauț, medic, obstetrician, ginecolog. Doamna Parpauț, bună ziua! Bună ziua! Mulțumesc tare mult că ați acceptat să discutăm despre sex. În Republica Moldova se consideră un subiect tabu. Nu știu din asta dacă aveți aceeași părere și vreau să începem anume din acest punct de vedere. De ce la noi oamenii se rușinează să vorbească despre sex, sexualitate și subiecte mai intime așa? Din cauza că, părerea mea iarăși, din cauza că este prea puțină informație care ar putea învăța copiii sau însăși părinții de a discuta cu copiii săi și de a informa. Informația de unde se ia la noi? De pe internet, dar nu tot timpul ceea ce e scris în internet este ceva bun și ceva care ar trebui să fie la 100% așa. Nu se vorbește, în Uniunea Sovietică în general nu era sex, da? Da. Măcar că eu sunt informat așa după toate datele că era mai mult decât nouă ne pare astăzi. În familiile noastre se discută foarte puțin între chiar soț și soție. Nu mai vorbim despre părinți și copii. Copiii se dezvoltă, au nevoie de informație. Spuneți că pe internet este informație, dar ea este foarte mult în abundență de multe ori. Și ar trebui să se vorbească cu ei. Rușinea asta vine de la simplu motiv că sexul este considerat un subiect tabu sau că așa este în cultura noastră implantat? Din păcate, cred că în cultura noastră, fiindcă totul era rușine, da? Ce ori zice lumea, ce o să facă, trebuie să ai o familie, familia trebuie să răbzi și să taci, trebuie să soțul vrea, faci ce vrea, dar poate ai unele dorințe sau unele frustrări ale tale care vrea să discute, sau soțul are niște frustrări care nu încearcă să le discute, niște dorințe care nu poate să le discute și din cauza asta caută în altă parte ceva, dar nu își spune soției sale și așa apar între cupluri apar problemele acestea mari și din cauza asta nici nu se vorbește și apoi ajung la situații de divorțuri și iarăși dacă nu se vorbește între soț și soție și nu este o relație frumoasă, deschisă, ce ar putea să spună copiilor? Haideți să vorbim un pic despre dumneavoastră. Veniți dintr-o familie de medici, lucrători medicali. Ați ajuns în acest domeniu de bună voință sau totuși influența părinților a jucat un rol? Eu am trăit într-o familie foarte frumoasă care este și până la moment. Eu nu zic că au fost de toate în familie, ca și în toate familiile, dar au știut să depășească și au știut să, cred că de acum au 43-44 de ani împreună. Sunt o familie frumoasă care s-au căsătorit la 18 ani, dar sunt medici. Și fiind într-o familie de medici, am fost crescută foarte exigent. În primul rând, de la noi medicii este dezvoltat foarte mult perfecționismul. Totul să fie perfect. Dacă maica mea, bine, când eram mici, am fost și la momentul că am trăit și în cămin. Și apoi în apartament, casă și tot așa. Dar sâmbătă era la noi schimbat albiturile, erau scrubite așa că picioarele se duceau pe însăși pe cearșaf și era așa o curățenie ideală în casă, mâncarea era prima, doilea și compotul și totul absolut, totul era frumos și perfect. Deci în niște condiții am crescut așa unde mi se permitea mie ca copil să mă duc, copil, de acum adolescent, să mă duc la o discotecă, cum se făceau atunci pe timpuri, dar trebuia la ora 9 să fiu exact acasă. Dacă nu eram la 9 exact acasă, Gata, următoarea dată nu mai duceam nicăieri. Și cred eu că asta m-a impus acum, post factum, zic asta, ceea ce am încercat eu să, pentru copiii mei să nu fiu așa, nici într-un caz nu e, nu zic că părinții mei nu au făcut corect, doar că am scos concluziile pentru mine și pentru ceea ce am trăit eu acolo și ceea ce nu vreau să fie în familia mea. Ei au făcut ceea ce au știut ei mai bine. Ei au făcut ceea ce au crezut ei că pot mai bine și ne pot învăța de bine. Ei s-au temut pentru, ei fiind și ei tineri, s-au temut pentru ceea că, iarăși, la noi era că, cum era? Ce o să zică lumea? Dar în ce măsură iată faptul că ei aveau anumite limite pentru copii și interdicții, a jucat rolul că v-ați căsătorit la 18 ani? Cred că am fugit de... am vrut libertate. Dar anume este legătura asta că iată, părinții erau exigenți și mă căsătoresc mult mai repede ca să scap cumva de ei, așa, în sensul pozitiv. După experiența mea de care am avut-o eu și după câte am citit foarte mult psihologie și am învățat multe, da, cred că a fost asta situația, că am vrut să fug de o problemă oricare. Adică am vrut o libertate oricare care credeam că o să fie mai mult ceva ieșit din comun, ceva mai frumos. Dar în medicină cum ați ajuns? În medicină? Eu mă vedeam la Institutul de Arte, dacă sincer. Dar când am ajuns eu în clasa 11-a, ba 10 chiar, întrebarea nici n-a fost, nici nu s-a discutat, medicină și asta e tot. Eu făceam lecții de adăugătoare de chimie, biologie, multe de toate și nici nu s-a pus întrebarea. Adică taică-meu fiind neurochirurg, mă pregătea să fiu și eu neurochirurg. Așa a fost fie când am finisat universitatea, nu erau locuri la neurochirurgie, erau doar 5 locuri la ginecologie. Eu am făcut așa cu degetul și m-am uitat unde sunt cele mai puține locuri. Și taică-meu îmi zice, tu înțelegi că 5 locuri. Bine, zic că am copil de un an de zile, nu mă duc la ginecologie, atunci îmi iau un an academic și stau acasă și mă pregătesc mai mult. Și evident că am reușit. Recent am început filmările pentru sezonul 2 al emisiunii Tur-Retur. Mereu sunt pe drum, mănânc din fugă, iar când ajung acasă sunt rupt de oboseală. Respectiv, în această perioadă, tot timpul stau cu gândul la patul meu cu cea mai bună saltea din toate pe care le-am avut în 28 de ani ai mei. Anterior am mai fost la Casa Cheia și v-am arătat canapelele, bucătăriile și paturile din showroom-ul lor. Astăzi vreau să vă dezvălui un secret. Somnul perfect este asigurat de către saltelele Dorelan. Ele sunt create special pentru ca să ne sprijine perfect corpul. Iată, aici este și structura lor. La Casa Cheia găsiți 3 tipuri de saltele Dorelan. 1. Pentru copii, confecționate din material eco și absolut inofensiv, potrivite chiar și pentru nou-născuți. 2. Pentru cupluri. Această saltea asigură un somn în egală măsură pentru ambii parteneri, indiferent de greutate. 3. Saltea pentru sportivi. Oferă un sprijin mai mare și menține temperatura constantă. Pe lângă astea, saltelele Dorelan sunt potrivite și pentru persoanele în vârstă, asigurându-le o poziție a corpului corectă. Toate saltelele au o garanție de 5 ani, iar perioada de exploatare este de 10 ani. Apropo, saltelele Dorelan nu scârție. Știu că pentru cuplurile care trăiesc cu socri, asta chiar contează. Toate opțiunile disponibile, dar și prețurile saltelelor, le găsiți în descrierea acestui video. Și nu uitați că de fiecare dată puteți veni la Casa Cheia să testați orice saltea vă place. Dar până să trecem la tot ce înseamnă activitatea profesională, pe plan personal, ați fost de 2 ori căsătorită și de 2 ori ați divorțat. De 2 ori căsătorită cu medici. Ce înseamnă să fii căsătorită cu medic? Ambii să fii din același domeniu? Există o concurență? Există... Puteți să faceți așa o analiză a ceea ce s-a întâmplat? Știți, în general, ar trebui să fie ceva ideal. Lucrând într-un domeniu, totul este comun și totul ai acces la aceleași paciente, la aceleași probleme, la aceeași trebuie să trăiești cu un gând, scoli cu același gând și fiești tot timpul. Dar practica mi-a arătat un pic altfel. Într-un cuplu nu poate fi 100% vinovat doar unul. Am și eu minusurile mele, are și el carențele lui, care și iarăși nu poate fi să tragi însăși cauciucul ăsta numai dintr-o singură parte. Dacă se tragi dintr-o singură parte, oricum te lovește. Ar trebui să fie într-un cuplu, trebuie tras din ambele părți ca să le poți duce, da? Și atunci, la un moment dat, dacă dintr-o parte mai puțin tras, nu rezistă. Iată, în cazul meu a fost că situația, eu am tras mai mult, din partea cealaltă nu s-a tras și atunci n-a rezistat. Dar până la urmă este infidelitatea de vină în cazul la a doua căsnicie. Deci dumneavoastră ați fost înșelată. Bine, haideți că e doctor și că este ginecolog nu înseamnă că nu este bărbat. Plus la toate, da, a fost în perioada când am născut eu copilul, eram în concediu de maternitate și dumnealui, da, este cu fosta mea cea mai bună prietenă. V-a înșelat cu cea mai bună prietenă? Da, așa a fost fie, dar știți, a fost o experiență bună. Am, în urma acestei căsătorii, am un copil extraordinar care... Nu regret nimic. Dar aveți, nu mai aveți un soț și nu mai aveți o prietenă. Efectiv. Da, a fost foarte greu la început. Moral mi-era extrem de greu, mai ales că activez în aceeași unitate și de fapt... La același spital sunt. Da, da. Și ca să mergi alături de aceste persoane, știți, nu atât de mult eram supărat, măcar că de fapt nu ea era vina, că dacă soțul nu vroia nimic, hai să spunem așa, știa că are familie, nu se întâmpla nimic. Dar până în ziua de azi nu am atât de mare ranchiună pe el, cât pe ea, dar nu știu de ce, fiindcă era chiar cea mai bună prietenă. Cu ea mă sculam dimineața cu un sunet oricare, împreună ne duceam la prezentări undeva, participam la congrese, îi spuneam tot ce aveam pe suflet mai mult și asta doare doar. Asta a durut mult, dar și nu știam, știți, eu sunt o persoană care foarte familistă. Foarte, pentru mine familia mult înseamnă și așa am fost crescută. Și să pierzi totul la un moment dat a fost greu. A fost greu psihologic și mă temeam că nu o să reușesc, că nu o să pot crește copilul, că nu o să pot rezista, că societatea, nu știu. Dar am înțeles că eu pot munci mult și din toți poate de găsit o ieșire de situație, atât psihologic cât... Eu m-am regăsit în art-terapia, am început a face tablouri diferite, am început a face flori din mătase, din multe am început a face handmade-uri care am văzut că chiar și se prețuiește și chiar are... place oamenilor. Cum explicați noastră din perspectiva profesională, pentru că ați cunoscut diferite cupluri, diferită atitudinea bărbaților față de femei, cum se explică psihologic faptul că cea mai bună prietenă, deci ziceți că vina aparține în mare parte lui, da, ea, dar ea știind că aveți o comunicare eficientă, că sunteți știind anumite ajunsuri și neajunsuri ale dumneavoastră, mi se pare o mare problemă și din partea ei. Știți, în limba rusă se spune că loșca dărăga ca bedul, da? Lingura este bună la masă atunci când ai nevoie de ea. Păi eu eram în concediu de maternitate. Ea era mereu la serviciu alături de el. Când avea nevoie, ea era alături. Ceva trebuia de făcut. Ce este important pentru un bărbat? Să fie încurajat, să fie lăudat, să fie cu el, mai ales pentru un lider. Da? Să fie... să-i zică că el e cel mai bun, că el totuși e un specialist bun care o învăța foarte mult și evident că ea se minuna într-una de el, își exprima că este cel mai bun, că este... Și asta l-a făcut. Da, dar ce fel de lider în momentul în care soția ta stă acasă cu copilul mic, copilul tău, îngrijește de el și atunci ai nevoie de susținerea altei femei pentru ca să-ți hrănești egoul? Mi se pare egoism. Totul este frumos și bine, dar asta nu, totuși în societate egoismul prevalează. Munca zi de zi la noi munca este foarte stresantă. Și fiind, nu știu, poate posibil egoism, eu nu vreau să-l caracterizez. Sincer, este tatăl copilului meu și vreau ca copilul meu să gândească frumos de el. Ceea ce acum a făcut față de mine și cum s-a comportat, bine, noi toți mergem sub același cer. Și viața e viață, mi-am scos... Eu îi sunt mulțumit, foarte mult m-am învățat. Eu din însăși căsătoria aceasta am învățat, cred că să fiu aruncată în mare și din mare aș ieși. Datorită însăși, iată, căsătoriei acestea. A fost o experiență dificilă. Dar vorbind despre implicarea taților în viața copiilor. Aveți o fiică de 20 de ani, un băiat de 10 ani de la ambii foști soți. Cum se implică ei în viața copiilor? Nici cum. Bine, fiica mea e în Londra, învață în Londra. A făcut 20 de ani, taică-su nici n-a telefonat-o măcar. Dar, mă rog, asta este... Eu cred că sunt niște oameni frustrați care, până și animalele, făcându-și puișorii lor, au grijă de ei. Atâta timp, copiii foarte mult își iubesc tații, sincer. Atât prima care nu recunoaște, care e înrăit un pic pe el din cauza că așa procedează cu ea, dar oricum el va înțelege peste o perioadă de timp și poate și înțelege, dar nu încearcă să are familia lui de acum formată și cred că nu poate în oarecare, nu iau apărarea, dar viața e viață și nu știu ce să face în suflet la el. Dar cel de-al doilea soț, care este unul dintre cei mai buni medici, obstetricieni, ginecologi din Republica Moldova, se implică puțin în viața fiului său? O dată în lună se întâlnesc, da. Câte o oră, jumătate, poate două. Da, este foarte puțin. Însă și copilul, băiatul are 10 ani și are nevoie, într-adevăr, acum foarte mult de implicarea tatălui. Aceeași sexologie se dezvoltă acum, băieții încep să devină de la copil la adolescent, începe a crește și de acum eu încerc foarte mult să-l implic pe tatăl meu și pe fratele meu, chiar așa simple lucruri ca același deodorant care să-l dea fratele meu ca să știe că iată trebuie să folosească el. Sunt lucruri care nu poate să le facă o mamă. Eu până și box am făcut o perioadă doar ca să fiu alături de fiul meu care făcea kickboxing, ca să am cât de cât să știu cum se face asta, cum flotări de dimineață împreună cu el, multe lucruri care, dar iarăși până la urmă o mamă nu poate face ceea ce poate face un tată. Și implicarea tatălui în viața copilului, mai ales a băiatului, este foarte necesară. Dar așa este. Ce să-i fac? Dar ce ați învățat dumneavoastră din aceste două căsnicii eșuate până la urmă? Am învățat că dacă nu merge, nu faci să o tragi mai departe, din cauza că nu va merge. Chiar dacă am încercat 5 ani de zile de acum știam că este ceea ce este și am încercat să trăim oricum pentru copil, pentru copil nu merge. Situația, atâta timp cât este o relație frumoasă între doi, cât se iubesc, cât au atracție fizică, sexuală, morală, când gândesc și privesc în aceeași parte împreună și tolerează tot ce fac, atunci este ceva frumos. Dar dacă de acum nu există, a crăpat vasul, înapoi nu-l înclei. Dar aici care este motivul? Până la urmă, apariția amantei și faptul că în familie nu mai era același om, nu mai avea interes sexual față de soție, sau cum vedeți dumneavoastră? Iarăși zic că, cred, după practica mea și după ceea ce am reiesat din căsătoria mea, totuși, cred că eu am avut un copil foarte bolnăvicios. Prima parte a vieții lui a fost foarte bolnăvicios, acum este tot ok, totul a depășit, și, dar eram într-una 24 din 24, practic nu dormeam cu el. Surmenajul acesta care era, cred că și-a dus la, poate eu nu eram de disponibilă față de el, eu nu pot să zic că într totul doar el e. El un pic e mai egoist de felul său. Da, el are necesitatea de a-l așa, de a-l ține un pic mai... Și poate că copilul care eu atrăgeam atenția mai mult copilului meu, Asta și-a dus, da, la situația dată, dar iarăși, asta este egoism, atâta timp cât trebuie de înțeles situația și de ajutat și de implicat. Și că eu cred că din orice situație se poate de găsit ieșire. Haideți să trecem la domeniul noastră profesional, de la personal la profesional, medic, obstetrician, ginecolog. Sunt printre puținii specialiști din Republica Moldova care pot să vorbească deschis despre sexualitate și teme tabu considerate. Vreau să analizăm un pic virginitatea. Dumneavoastră, ca specialist, cum ați descrie virginitatea? Depinde cum ne înțeles situația. Virginitatea, în general, este puritate, este similară purității. De fapt, ar însemna lipsa actului sexual atât a băiatului cât și a fetei. Dar la noi în societate, de fapt, este un pic, se crede despre fete un pic altfel. Lipsa himenului la fetiță, care este un țesut elastic între vulvă și vagin, se crede că aceasta este pierderea acestui himen, poate este lipsa virginității. Nu este atât de corect. Din ce cauză? Că himenul este în primul rând elastic. În al doilea rând, poate să fie, el nu e perfect, el nu face bariera asta completă a vaginului de vulvă. El este doar pe o porțiune. Ciclismul poate duce la distrucția lui parțială. Unele sporturi poate duce la distrucția lui parțială. Dar el poate, și iarăși, penetrarea pentru prima dată poate să nu ducă la ruperea himenului, că el este elastic și poate să rămână integru. Chiar din practica mea, a fost așa o situație, jumătate de an, de cum era cu himen și avea o problemă că periodic nu puteau să aibă relații, fiindcă ne merea, cred că, în himenul dat și nu puteau să aibă relații sexuale. Adică, însă și situația că, cum era în trecut, prostirea, cerșaful trebuie să fie pată de sânge, da, atunci pierderea virginității. Pierderea virginității, ce înseamnă? Dar nu neapărat. De fiecare dată trebuie să fie sânge, care nu neapărat. Dacă nu este vascularizată în porțiunea unde s-a rupt himenul dat, nu. Iarăși poate să fie, dacă ea după asta peste vreo 2 ori a plecat sau a făcut duș și s-a spălat de asta, a rămas o petiță pe, nu știu, pe chiloțelul cel, pe lingerie, nu neapărat să rămână balta de sânge cum este crezut la noi în societate. Asta sunt mituri vechi care, de fapt, da, poate fi. Sunt și situații când ne merești un vas și e o hemoragie destul de bunicică care vine și chiar au fost situații că s-a cusut în regiunea asta a himenului, fiindcă a crezut că a făcut o hemoragie, s-a speriat. Dar nu neapărat să fie sângerare, să fie ceva deosebit ieșit din comun. Eu nu știu dacă acum atât de important aceasta cum era cu 20 de ani în urmă, cu 30 de ani în urmă. Da, au mai rămas mituri de astea și au mai rămas unele situații, cred că religios mai mult în unele familii sunt, dar importanța asta, la unele fetițe au rămas, iarăși mamele le însuflă și a rămas în subconștient că iată ei fac se dedau cuiva anume și iată ceva... Trebuie să aștepte până la căsătorie, da, să fie dedicat doar soțului. Ceva extraordinar aceasta, fiindcă a dorit băiatul acesta, virginitatea sa gata, el de acum trebuie să fie alături de ea și să fie mulțumit toată viața. E învechit acest lucru. E învechit, cred că dacă nu găsesc limbă comună și dacă chiar și doar sex... Poate fi oamenii să găsească limbă comună însă și moral, da? Dar în plan sexual să nu fie pe... Însăși activitatea zi de zi, temperamentul zi de zi și temperamentul sexual nu trebuie să coincidă neapărat. Temperamentul e mai mult se datorează cantității de testosteron din organism și cât poate fi absolut diferit. Poți însăși moral să te înțelegi foarte bine cu o persoană, dar să nu corespunzi absolut sexual. Și atunci, da, și care ar fi atunci motivul de a întinde iarăși acel cauciuc, pur și simplu de a-l întinde? Chiar astăzi am avut la consultație o pacientă care are 20 de ani, 20-21 de împlinește de grabă, Și eu a venit pentru o problemă ginecologică și eu întreb să scriu tratament și partenerului sexual. Ea spune că de acum nu mai este fostul logodnic. Păi zic, de ce cu lacrimi în ochi? Iată că a fost așa o relație frumoasă și chiar îi spun, zic, fetiță, toată viața ți înainte încă, 20 de ani, o să reușești de toate, fă studii acum, tot ce este al tău e pus deoparte. Fiecare frunză are umbra sa. Foarte frumos, iată, de asemenea sfaturi au nevoie, în special cei care 15 ani, sunt dezamăgit în dragoste, scriu pe rețelele de socializare, 15 ani, când toată viața, inclusiv sexuală și amoroasă. Știți, eu sunt de părerea aceea, nu se primit odată, nu se primit a doua oară, chiar și a treia, a patra, Nargiz, cântăreața, am fost la concert la ea și spune că eu sunt căsătorită a 7-a oară și nu e ultima dată. Așa că fiecare este cu temperamentul sau dacă atâta timp cât este ok pentru o persoană și se simte moral bine, eu nu văd pentru ce ar trebui societatea sau cineva să-l arăte cu degetul sau să-l demoralizeze. Cât de important este să alegi partenerul pentru primul act sexual sau pentru dezvirginizare, să o numim așa? Eu cred că pentru, în primul rând, dezvirginizarea trebuie să fie cu o persoană care îl cunoști foarte bine. Nu care l-ai văzut prima dată și iată eu m-am decis fiindcă îmi place de el și o să mă dedau lui și atunci o să fie super, o să fiu toată lui. În al doilea rând, care este o înțelegere oarecare, care este o simpatie, o dragoste oarecare, care te poți încrede acestei persoane. Că atunci, fiindcă oricum în subconștient fetițele au că va durea, că va, citesc foarte mult, mediatizat este și nu sunt relaxate până la urmă. Și lubrifierea aceasta nu este până la urmă și nu trebuie să aibă o așteptare că va fi ceva wow, sau va fi, dar trebuie de-o făcut cu o persoană care cât de cât îți place, cât de cât ai încredere și poate crezi că vei fi cu ea. Adică, chiar dacă nu vei fi cu ea, dar la moment trebuie să ai o simpatie deosebită față de ea. Nu faci doar de dragul că toate prietenele mele și-au pierdut virginitatea, să o fac și eu. La ginecolog și gata. Dar apropo, pierderea virginității sau acestui himen despre care ați pomenit prin masturbare sau la ginecolog este destul de mare probabilitatea. Nu, este fals. Chiar și tampoanele vaginale poate să nu... Doar eu v-am zis că nu este într totul acoperirea, despărțirea aceasta de vulve de vagină. Este parțial doar. Și la cineva poate să traumeze, într-adevăr, dar la cineva poate să nu traumeze. Adică este particular, la fiecare fetiță este aparte. Sunt situații când este prea închis și atunci când are loc începutul menstruației, de acum când apare, se acumulează acolo cantitatea de sânge și atunci este nevoie de tăiat un pic ca să iasă sângele acesta. Adică la toți e particular, toate fetițele sunt diferite, nu este niciuna făcută la Xerox sau sub foiță de pergament și să zicem că este identic absolut. Dar vorbind despre începutul vieții sexuale pentru fete și pentru băieți, cam la ce vârstă ar fi indicate atât dumneavoastră în calitate de specialist? Ați avut mai multe paciente de diferite vârste. Care ar fi recomandarea? Asta e cea mai des adresată întrebare. Știți, am avut un an când au fost foarte multe fetițe au născut de 16 ani, 15 ani și chiar a fost o fetiță de 14 ani. Eu nu socot că, bine, asta iarăși părerea mea și citită din mai multe surse, dar eu nu socot că sunt atât de copți psihologic pentru a duce o viață cât de cât chiar și-aș asuma unele responsabilități. Fiindcă trebuie să înțelegem că odată cu începutul vieții sexuale, la orice moment poate să apară o sarcină. La orice moment poate să apară o problemă ginecologică. La orice moment apare mai mult la fetițe și la băieți apare mai mult din interes sportiv. Pentru că cineva are și cineva n-are. Eu totuși cred că, iarăși aici este explicația și convorbirea asta între părinți și copii, de a explica că asta nu e atât de tabu și atât de, iată, extraordinar. O faci atunci când o faci. Când ești pregătit moral. Eu totuși cred că după, la odată cu 17-18, depinde, sunt fetițe care sunt și la 16 ani formate și psihologici, chiar fac familii, și, dar sunt chiar copilăroase și la 21 de ani. Vorbind despre refacerea virginității, ați auzit despre acest fenomen, când acest himen este restabilit? Ați avut asemenea situații? Am avut și am avut și restabilire, cred că am făcut în două cazuri, am făcut-o. Ce înseamnă la modul practic? Cum? Aveți cum restabiliți himenul ăsta? Este un material elastic. Este un țesut elastic care el când se rupe rămâne așa mai crețos așa un pic. Aha. Și e foarte ușor de-l întins un pic și de-l suturat, de tăiat marginile și de-l suturat. Nu știu care ar fi, bine, în cazurile date erau soții erau de altă naționalitate, unde se cerea să fie virginitatea. Și din cauza asta s-a făcut, era dragoste mare și s-a căsătorit una în Turcia, a plecat, altcineva tot era din arab, mi se pare, care unde acolo se cere, da, să demonstreze virginitatea. Da. Și sângele. Și da, dar el... Dar de câte ori poate fi refăcut? Eu chiar sunt curios, adică poate veni și a doua și a treia oară? De elasticitatea himenului, iarăși, dar eu nu văd sensul. Secolul 21. Da, asta a fost, da, dar chiar a fost cu vreo 10-15 ani în urmă, am făcut asta acum. Nu cred că cere cineva. Mai rar solicitări, da? Plus la toate știu că chiar băieții caută persoană care ar fi cu o experiență oricare, nu chiar... Bine, sunt în familii diferite și cu modalitate de gândire diferită, dar nu știu dacă asta acum este așa o prioritate foarte mare. Ați vorbit despre ciclul menstrual și iarăși este un subiect foarte rar discutat în Republica Moldova și nu cred că doar în Republica Moldova, în special bărbații, de parcă le dai cu sare în ochi atunci când aud despre ciclul menstrual. Ei nu sunt în stare să vorbească cu soțiile lor despre asta, nu pot vorbi cu fetițele lor despre asta și mulți dintre ei nici nu înțeleg ce înseamnă ciclul menstrual. Cum ar trebui părinții să vorbească cu copiii lor despre ciclu, să le explice pe înțelesul lor? Dumneavoastră ați avut la școală lecții de sexualitate? Exact așa a fost, cum vă zic acum. Iar acum o lecție pe care vă rog acasă să o citiți de sine stătător. În cele mai multe cazuri se scoate așa un absorbant, ca o placă de asta de înnotat, da, mare și masivă, care le se arată, cred că, nu știu, de 4-5-6 picături care este cea mai mare. Le se dă la fiecare mână, ca luni între aceasta și le se spune că e ciclul menstrual și ei se uită așa dintr-o parte ce mai este și asta și le se dă prezervativul în mână ca să-l îmbraci pe o banană, da? Și eu nu văd nimic care ar explica copiilor de ce apare, pentru ce apare, ce poate apărea cu ciclul menstrual. Pot să vă zic și mai mult. Fostul meu soț evita absolut să vorbească cu mine despre chestia asta. Chiar dacă este în domeniu. Da, chiar dacă este în domeniu. Eu cred că este mai mult, ține de națiunea noastră, ține de anume de moldoveni. Românii nu se intimidează să vorbească despre aceasta și sunt, eu cred că lipsa cunoștințelor, lipsa informației corecte duce la ceea că evită să vorbească și este ceva rușinos. Bine, n-ar trebui vorbit așa că chiar să o strige în gura mare oriunde, dar eu nu cred că este. Măcar că în ultimul timp este așa o tendință, vin soții cu soțiile gravide și întreb când a fost ultima menstruație și soții repede spun când a fost ultima dată. Adică de acum sunt un pic mai dezvoltați, un pic și un pic mai altfel gândesc, că altfel evaluează situația. E bine, unui matur în principiu poți să-i zici, fiind în calitate de femeie, să-i spui soțului, dar unui copil, unei fetiții care urmează să aibă ciclu menstrual, care ar fi formula aia potrivită? Știți, mie mi-a fost mai ușor. Din considerentele că aveam și eu adolescentă la momentul dat și am fost invitată de profesoara de la școală de a citi o lecție de sexualitate. Și atunci am citit lecția pentru toată clasa și totodată a fost și copilul meu. Și nu știu, eu țin minte foarte bine cum a vorbit mama mea cu mine. Era într-o zi, venisem eu de afară, dar făcusem și o gafă afară și mi s-a memorat pe toată viața. Că mi-a povestit că ce trebuie să aștept, că poate fi să nu mă sperii, să-i spun, să-i... Adică propriu-zis că urmează o sângerare, da, să nu te sperii. Da, o sângerare lunară, să nu te sperii, că asta e ceva normal, nu ieși din comun. Nu mi-a vorbit mai mult că pot deveni gravidă, că pot ceva să se întâmple, că iată de asta s-a oprit la momentul, dar mi-a povestit doar... Eu cred că atâta timp cât nu știe cum să vorbească mama sau nu știe cum să, dacă în cazul când fetița trăiește doar cu tatăl sau cumva nu știe cum să... Eu am avut cazuri când au venit la mine la serviciu și m-au rugat să spun copilului, să vorbesc despre situația, ce se întâmplă, cum și foarte frumos le demonstrez, le desen uterul, le desen ovarele, le spun că asta este corpul tău, iată aici se formează, explic cum se formează hormonii, care acționează, când estrogenii, când progesteronul, ce se formează, când se adună celulele astea în cavitatea uterului, ce se întâmplă, cum se descoamează ele și ce se întâmplă când se alți hormoni acționează și că cum crește ovulul acesta, că ovulul acesta se întâlnește cu celula masculină, nu mai zic cum se penetrează și cum asta nu-i explic, dar spun că se întâlnește cu celula, că are loc însă și fecundarea, că are loc formarea zigotului, cum are loc formarea, cât timp stă în burtică, cum se implantează înapoi, explic foarte frumos și foarte ușor, că prin demonstrare și prin desen se poate foarte frumos de se întipărească pentru toată viața. Dar dumneavoastră credeți că este important ca bărbații și băieții să înțeleagă ce înseamnă ciclul menstrual atâta timp cât cumva nu au nicio treabă cu asta? Iată. Ba da, fiindcă în dependență de asta vor fi mai târziu viitori soți care vor vrea un copil, oarecare, care trebuie să aibă idee când are loc ovulația și de ce are loc ciclul menstrual, cum are loc ciclul ăsta menstrual, se poate dedus relații sexuale, că nu este ceva ieșit din comun și atâta timp cât este cât acceptă unul și altul, nu-i ceva... Pot avea relații sexuale dacă o acceptă. Iar, haideți aici, deci în timpul ciclului menstrual, cuplul poate avea relații sexuale. Dacă nu doare, dacă acceptă ambii. Dar să vorbești cu copilul despre masturbare, și cu băiatul, și cu fetița. Este normal și acest proces vi se pare unul normal care poate, nu știu, înlocui, să zicem, actele sexuale foarte timpurii? Bine, eu cred că totuși pentru fetițe nu cred că sunt atât de apariția... Mai mult asta este caracteristic pentru băieții. Fetițele totuși sunt un pic mai speriate, sunt un pic mai cu virginitatea, cu toate astea și nu cred că... Eu nu m-am ciocnit cu asta până acum, sincer, nu m-am ciocnit cu băiatul, nu știu, n-am ajuns încă ca să... Dar trebuie părinții să-i vorbească despre masturbare, pentru că este, știți vorba asta din popor, că dacă te masturbezi îți crește păr în palmă și tot așa mai departe, care cumva venea și se considera o mare, maică infracțiune anterior. Știți, la cine e demonstrat că mai mult se masturbează? Care băieții? Care stau acasă și nu fac nimic? Care nu, energia asta nu o cheltuie. Deci eu cred că ar trebui de implicat într-atât de mult copilul acesta. Bine, nu până îl sufoci cu totul ca să nu poată mișca, dar oricum o să-i apară de la sine, oricum o să-și atingă organele genitale, oricum el trebuie să-și învețe organul genital, nu trebuie să știe că asta e ceva ieșit din comun și e foarte rușinos și foarte... Asta e organul lui până la urmă. El trebuie să-l cunoască, trebuie să-l știe, cum și a partenerii care va fi mai apoi. De asemenea, cum poate el să-i provoace o plăcere oarecare dacă nu știe corpul, da? El trebuie să-și învețe atât corpul său cât și corpul partenerului mai târziu. Nu cred că, totuși ar crede că este experiență, nu trebuie de insuflat copilul că e ceva rău, dar trebuie pur de dat atâtea însărcinări și sporturi care sunt agresive, ca însăși ce este, testosteronul este nefolosit. Din cauza asta și apare necesitatea asta de masturbare. Plus la toate, din ce cauză apare de a plăcea cuiva, necesitatea de a plăcea cuiva, lipsa de dragoste, lipsa de toate astea. Dacă are de toate astea, eu cred că totuși masturbarea are loc mai puțin. Nu cred că stă și se masturbează într-una când el e ocupat, când lui este de dragoste suficient, când el iese cu cineva, îi place o fetiță, oarecare. Da, apare cu timpul. Eu cred că da, apare, dar nu e atât de, iată, exigent. Da, și... cred că cu masturbarea nu o să vă întreb dacă există prea mult sau prea puțină masturbare, pentru că există și percepția asta, că sunt unii care exagerează în acest punct de vedere și am înțeles că este și terminologie clinică. Da. Da, dar iarăși asta este mediatizarea asta când vede prea... Și iarăși, la cine se întâmplă aceasta? La oamenii care nu au cu ce se ocupa. Iată, stă toată ziua acasă, stă în internet. Privește porno sau altceva. Privește porno sau altceva. Ce poate să-i apară lui ea? Ce interes? Dacă el nu face nimic. Vorbim despre contracepție. Cât de... E popular să vorbești până la urmă cu adolescenții despre contracepție, prezervativ și mai puțin folosesc contraceptive adolescentele, pentru că e vorba totuși de o relație de lungă, nu știu, ceva serios. Adică dacă nu ai o relație de prietenie cu cineva, nu e necesar. Bine, fiecare fetiță care a făcut acest pas crede că asta este unicul. Aha. Și este cel mai bun. Și este, nimeni nu știu, cel puțin pentru prima dată, câțiva ani de la început, nu cred că o fac din... Sunt foarte puține fetițe care o fac din interes sportiv. La băieții asta este mai mult din interes, adolescență este din interes sportiv pentru a avea, să încerc să văd ceva mai deosebit, ceva am văzut, ceva mi s-a spus, dar și eu am făcut. Dar pentru fetițe nu cred că este, el crede că este unicul, este cel mai iubit, cel mai asta și de obicei ori vin prima dată și cer ceva contraceptive, neacătând că îi spui că ar fi totuși mai bine prezervativul, oricum cer contraceptive. Și atunci n-ai decât să-i recomand ceva, că sau a făcut de acum o întrerupere de sarcină și vrea sau nu vrea, oricum îi spui că clar că, de obicei spun așa, că băieților nu le place prezervativul și explici, bine, dar tu o să ai o infecție oarecare, tu o să ai ceva și după asta nu o să poți să faci copii. Tu ești de acord că trăiești pentru băiatul ăsta, din cauza băiatului acesta, să trăiești toată viața fără copii. Cum adică băieților nu le place prezervativul? Adică vă imaginați că este un argument... Așa mi se argumentează. Da, foarte... Că nu vrea cu prezervativ. Apare mitul acesta că totuși senzațiile sunt mai... Bine, nu e mit, e adevăr că totuși când este un corp străin, dar iarăși asta prelungește actul sexual. Sunt plusuri, sunt minusuri, da? Și ce le recomandați ca metodă de contracepție, iată, în asemenea situații pentru contraceptive. Fetițe? Ce fel de contraceptive sunt? O să fac reclamă, că dacă o să zic. Spuneți că e vorba pe cale orală sau... Pe cale orală, da. Pe cale orală, fiindcă totuși eu cred că corpurile străine care sunt steriletele, bine, ar fi mai potrivite pentru doamne care au născut odată, au de acum un soț, o relație stabilă. Dar dumneavoastră cum vedeți, care sunt cele mai bune metode de contracepție? Iată, se vorbește prezervativul, gradul de protecție, aceste pilule pe cale orală. Alte opțiuni? Știți, sunt și ireversibile, sunt cu legăturarea trompelor uterine, dar astea sunt în cazurile de acum când sunt 2-3 copii și de acum sunt în cazurile, spre exemplu, când sunt 3 cezariene și scriu absolut ambii soți, trebuie să dea acordul. Se face după 40 de ani, după 35 de ani, atunci când de acum sunt ambii conștienți, dar de obicei noi nu facem aceasta. Când sunt numai unele complicații după 3 cezariene, spre exemplu, noi propunem și le spunem din ce cauză, că sunt aderențe multe, că sunt riscuri multe și din cauza aceasta le propunem. Dar în cazurile când este un singur copil sau doi, poate se întâmple ceva, poate fi a doilea căsătorie, a treia și atunci asta e irreversibil, nu poate fi întors înapoi. Deci strict steriletul, acum este acest implant sub piele. Da, este inelul vaginal, de asemenea tot cu hormonal, este, tot este suficient de bun și suficient de... Dar este, iarăși, pentru fiecare pacient aparte, nu poți spui ce este mai bun pentru toți. Doamna Parpauț, dar ce facem în momentul în care prezervativul rămâne în vagină? Sunt cazuri din asta și se întâlnesc destul de des. Soluția e ca femeia, fata să încerce singură, să-l extragă cu ajutorul partenerului sau să meargă la spital din start. Ați avut asemenea cazuri? Da. Am avut așa caz, s-au venit la speriați că au rămas prezervativul în vagin, dar cred că totuși căzuse în WC-ul sau știu unde căzuse el și ei nu l-au observat, au venit foarte panicați, speriați că iată, au pierdut prezervativul. Bine, vaginul nu este o căldare, hai să începem cu asta. Nu este un spațiu atât de mare că să nu poți, dacă noi ginecologii cu două degete ajungem până la fornexurile posterioare, credeți-mă că se poate de găsit în vaginul cel prezervativul. Adică să încerce femeia, fata singură. Nu poate, lasă încerce partenerul, oricum nu e atât de, nu e așa că cauți, nu noți în în vaginul dat ca să nu găsești. Plus la toate, oricum, dacă chiar însăși marginea asta care este mai dură, oricum rămâne mai în față, oricum o găsești, o palpezi. Care este vârsta optimă pentru ca o femeie să rămână însărcinată? Când și copilul, sunt șanse foarte mari să fie sănătos și ea este în... Majoratul. 18 ani, cum dă pașaportul de la 16 și cum de acum se socoate când înregistrează la stare civilă. La 18 ani, da? E bine, sunt excepții și de la 16 ani. Dar totuși, moral... Bine, când un cuplu este bun și poate avea grijă de un copil al său, când are un job al său, când are un studiu oricare finisat, atunci e bine de conceput copilul acela, când știi că poți da copilul acela ceva. Iarăși, e părerea mea, poți face copii odată cu apariția actului sexual, cu apariția ciclului menstrual și de acum poți face copii. Dar însăși când este mai bine să nască acest copil, evident că este până la 35 de ani, dar în ultimul timp este foarte populară apariția copilor dintre 35 și 40 de ani, când de acum așa au făcut o carieră oricare persoanele. Bine, bine venit și asta, nu poți niciodată. Dar riscuri sunt. Riscuri, evident. Mașina în fiecare an, cu fiecare an, se uzează, da? Schimbăm filtrele, schimbăm tot absolut. Și așa organismul nostru se uzează cu fiecare an. Și care mașină este mai bună? Care este nouă sau care este de acum de 10 ani? Corect. Foarte bună comparație. Așa și funcționează și organismul nostru. Sex în timpul sarcinii. Medicul obstetrician ginecolog Maxim Călăraș, când discutam în cadrul unui interviu anterior, spunea că mulți bărbați se tem să nu lovească cu penisul capul. Din păcate, noi suntem cu Maxim din același spital am început, așa că avem aceleași mituri, aceleași gândire, practic, bine, fiecare s-a dezvoltat în domeniul său mai mult sau mai puțin și dar am început tot la spitalul numărul 1, așa că oricum avem aceleași gândire și aceeași. Este un mit. Cum poate să penetreze până la nivelul capului? Este uterul, este punga amniotică, este lichid amniotic, este tot și apoi, da, evident, nu trebuie de făcut abuz și nu fără fanatism deosebit. Trebuie de ales o poziție care ar fi mai puțin traumantă pentru mama, trebuie de, iarăși, nu 20 de acturi sexuale pe noapte, fiindcă circulația foarte intensă a sângelui poate duce la o decolare de placentă, dar atât timp, iarăși, asta nu este o boală. Dar cineva chiar spunea că este benefic sexul în timpul sarcinii, mai ales în perioada mai târzie. Da, sigur. În ultimele săptămâni noi recomandăm pentru maturitatea colului uterin să îmbunătățește circulația, se elimină unii hormoni și are loc. Noi chiar recomandăm când nu se începe de sine stătător nașterea la termen, recomandăm să facă masaj la gurguie, care iarăși stimulează contracția uterină și să aibă relații sexuale. Chiar în luna nouă? Da. Și țin cont pacienții de asta? Bine, alții stem, alții o fac, alții spun că nu vrea absolut soțul. Iarăși, psihologic nu poți acționa nici cum. Dacă omul e încrezut că nu va face bine, atunci nu ai cum să-i zici că hai, ejaculează acolo, că sperma maturizează colul uterin. Da, curios. Dar cum se schimbă vaginul femeii în timpul sarcinii? El devine mai rugos un pic, însă și în celule, crește glucoza în celulele vaginului, din cauza aceasta el este mai sensibil față de candida și în unele cazuri provoacă candidomicoză, dar un pic mai așa, mai suculent, mai nimic ceva deosebit. La unele, în general, nu se schimbă nimic. Devine absolut. Dar cu siguranță se schimbă vaginul după naștere, în special dacă este naștere naturală. Ne vorbeam cu Olga Manciu și ea zicea că vaginul nu mai este la fel cum a fost până și nici nu poate să fie, dar asta nu înseamnă că este mai rău sau mai bun. Mit, absolut. Uterul naște, este un organ muscular, așa? El revine la normal. Evident că da. Se face iarăși 9 cm, da? Vagina este organ muscular. De ce, dacă s-au dilatat mușchii aceștia, nu poate să-și revină la normal? Pentru asta sunt exerciții. De ce noi facem? Pentru a crește masa musculară, să arătăm bine, da? Picioarele să arate tonifiate, frumos, dar de ce nu putem tonifia vaginul nostru? Exercițiile Kegel. Evident. Absolut evident. Explicați într-un limbaj cât se poate de simplificat ce înseamnă aceste exerciții. Ele sunt foarte multe exerciții. Ele sunt exerciții Kegel cu bile, fără bile. Sunt pentru a dezvolta sfincterele să reacționeze cum trebuie și atâta toate porțiunile vaginului, toți mușchii la toate porțiunile vaginului să acționeze. Ei, mușchii devin, eu chiar am paciente suficient de multe care le-am făcut și rejuvenare vaginală, atât cât și le-am făcut și le-am învățat însă și cum să facă exercițiile acestea și au zis că chiar a devenit mult mai... se îmbunătățește circulația sanguină cu exercițiile Kegel. Revin la normal mușchii, absolut. Deci contractezi mușchii vaginali. Asta o poți face conștient și oriunde femeie. Absolut. Mușchi, iată, însă și abdomenul se mărește pe baza uterului, da? El este, mușchii se extind extrem, da? La burtică. Exact. De ce după asta au pătrățele? Că lucrează cu ei, așa? Fix așa și cu mușchii vaginului. Absolut. Și cum le recomandați? Care e metoda? Necesită o anumită respirație? No. Cum femeile deprind? Nu trebuie să lucreze doar cu mușchii vaginului. Sunt mai multe exerciții. Să le explic care ar fi? Da, foarte simplu. Sunt mai multe. În timp de 5 secunde contractează, relaxează. Contractează, relaxează. Atât pentru bărbați cât și pentru femei sunt bune exercițiile acestea. Contractă, relaxează. Apoi, contract 5 secunde ține, relaxează 5 secunde ține. Contract 5 secunde, țin și tot așa 10 exerciții de astea, 10 exerciții de astea. Sunt al treilea exercițiu care eu l-o socot suficient de bun, este, se numește ascensor, lift sau cum s-ar mai numi el, când are loc contractarea mușchilor, reținere, apoi contractare mai tare, iarăși reținere 5 secunde, încă mai tare, reținere 5 secunde, încă mai tare, reținere 5 secunde și fix așa, dilatarea, tot așa, 5 secunde, relaxare un pic, 5 secunde, mai tare, mai tare, mai tare. Următorul... Dar sunt femei care nu pot controla acest proces. Păi trebuie să învețe. Aha. Asta se învață, asta nu e atât de ușor, deodată apar pătrățelele pe burtică. Altul este pentru a manevra cu mușchii anusului și vaginului. Se contractă mușchii anusului 5 secunde, apoi se contractă mușchii vaginului 5 secunde. Se relaxează iarăși în același modalitate. Se relaxează mușchii anusului, se relaxează vaginului și astfel noi controlăm și sfincterele și mușchii. Și mai sunt multe. Curios, dar vorbim despre aceste bile vaginale, care înțeleg că în ultima perioadă sunt destul de des folosite, fac parte din procesul ăsta exerciții Kegel, ziceați că sunt cu și fără, dar ce înseamnă aceste bile? Cât de mari sunt și cât de eficientă este practicarea acestor exerciții cu sau fără bile? Eu le socot că ele sunt eficiente când de acum ai făcut ceva exerciții și de acum ai un tonus oarecare a musculaturii. Ele ajută pentru a menține într-una în tonus Însă și că nu cade, iarăși nu e căldare acolo ca scadă bilele acestea. Asta iarăși e un mit. Nu poate le scadă, ele rămân acolo în fornexuri. Ca să înțelegeți, merge vaginul muscular și apoi sunt fornexurile astea și ele rămân acolo. Doar când mergi, totuși ai senzația asta că este ceva acolo și le tonifici mușchii aceștia, îi încordezi. Și atunci are loc circularea mai bună și dacă are loc circularea și încordarea asta a lor, atunci are loc. Sunt bile de diferite materiale, sunt atât din plastic, din cauciuc și din metal. Sunt de diferite greutate, sunt și de diferite mărime. Ele sunt diferite. În magazinele astea, sex shop-urile astea sunt... Deci acolo se vând aceste bile. Ați pomenit despre rejuvenare sau reîntânerirea vaginală cu laser. Ce înseamnă acest proces? Este o metodă foarte, foarte bună. Nu o să fac reclamă la unitatea unde activez eu, că anume o fac cu... Dar o socot acolo cea mai bună. Are loc arderea aceasta... cu laser CO2 rotativ, se introduce un dispozitiv în cavitatea vaginului și se scoate la fiecare 3 mm, are loc arderea asta circulară și are loc reformarea țesutului conjunctiv, elastina, totuși are loc și circulații locale. E demonstrat de acum și câte paciente am, toate sunt mulțumite. Are loc reformarea florii vaginale, super bine acționează, reformarea însăși a circulației și însăși senzațiile astea după, dacă este chiar o suturare a vaginului după naștere sau absolut le face ca însăși circulația să fie absolut bună și calitatea actului sexual e extraordinar după însăși procedura aceasta. Este dureroasă procedura? Nu, absolut nu e dureroasă. La cât timp după naștere poate fi efectuată? 42 de zile nimic nu se face, dar în general când își revine mai bine, atâta timp cât alaptează, nu este de dorit de efectuată nicio procedură. Nicio procedură atâta timp cât alaptează femeia nu se face. Cât costă această procedură? Sunt diferite, nu vă pot spune acum. E în funcție de gradul de dacă se face rejuvenarea vulvei, însă și a uretrei, una, dacă se face rejuvenarea vaginului, alta. Rejuvenarea vaginului, dacă eu nu mă greșesc, e 5.000 și ceva. E costisitor, da. Rejuvenarea vulvei e 3.000 și vreo 200, 150, nu știu. Cât durează procesul? 5 minute. 5 minute. Depresia postnatală. Cum o vedeți noastră? De ce se întâmplă în primul rând? De ce atât de multe femei? Undeva am citit o opinie că toate femeile o au într-o formă sau alta. Deja depinde de bărbatul de alături, de cum vede și ea lucrurile, cât de mult este susținută și tot așa mai departe. Nu e atât cât de susținută, cât și de pozitivitatea însă și a pacientei. Din ce cauză apare? Din cauza că după naștere are loc eliminarea unui hormon, prolactina, care este atât hormonul laptelui pentru bebeluș, formarea lăpticului, cât și hormonul lacrimelor, cum le zic eu. Din cauza că apare indispoziția aceasta, lacrimile astea, că mi-e milă de tot ce se întâmplă, că nu mi-ai adus ceea ce trebuiește, că nu e ceea ce... În așa cazuri eu le recomand preparate ca Valmilanul sau alte preparate de liniștire, valeriancă sau ceva de tipul ăsta, care un pic și emoții pozitive. Cât mai multe, durează 14 zile și nu durează foarte mult, dar sunt situații mai grave când este nevoie și de unii specialiști mai... Dar sunt cazuri rare. De obicei, femeile se isprăvesc cu emoțiile sale și preîntâmpinăm familia, preîntâmpinăm bărbații, tolerează bucuria că au un copilaj sănătos și este mai mare decât însă și emoțiile astea negative și ele durează, apare, vine la normal de acum, intră într-o situație că se obișnuiește cu apariția laptelui acesta și totul revine la normal. 14 zile de obicei durează, 2 săptămâni. Dumneavoastră, ce le recomandați cuplurilor? Să asiste soțul la naștere sau nu? Eu sunt foarte bucuroasă când soții asistă la naștere. În primul rând, pacientele sunt afectate de procesul nașterii. Poate să zică că nu li s-a făcut ceva, nu li s-a dat atât cât trebuiește sau nu li s-a explicat ceva. Soțul este alături și poate să ne ajute la orice moment să vorbească cum știe soțul, soția sa, nu știe nimeni, da? Și poate să ne ajute, plus ea e obișnuită cu partenerul său. Bine, vine la mine 9 luni de zile, dar totuși eu sunt un om străin pentru casa ei. Partenerul poate să dea o senzație de siguranță, de că se întâmplă totul așa cum trebuiește și au făcut copilul împreună. De ce să nu-l nască împreună? Și în ultima perioadă, care este tendința? Cum vedeți? Bine, fiecare ce își dorește. Am și persoane care stau și să vadă cum apare capul, să pui mâna pe capul acesta și nu au ceva, nu-i bulverzat absolut de nimic. Dar majoritatea sau caută un scăunel și se așează acolo sau o țin de mânuță și sărută. Noi recomandăm totuși să stea la capul pacientei, că este corect. Așa alții totuși iese din salon, că așa acum în pandemie în genere nu se permite, așa că, dar sunt pentru. Haideți să vorbim un pic despre sex. Cel mai important lucru pentru unele cupluri, pentru altele deloc important. Noastră cum credeți? Cât de important e pentru un cuplu să întrețină relații sexuale cu regularitate? Este foarte important, atât fiziologic cât și, bine, haideți că depinde de însăși activitatea sexuală a acestui cuplu. Sunt cupluri care, în genere, în normă, cum spun sexopatologii, este de 2-3 ori pe săptămână. Dar în prima perioadă, când este dragostea aceasta, când este afecțiunea asta masivă, evident că poate fi și de mai multe ori, nu este ceva ieșit din comun. Dar doar că știm că spermatozizii au nevoie de 72 de ore pentru a se restabili. Dacă un bărbat vrea să demonstreze ceva, doar că psihologic, că să demonstreze că eu pot și eu vreau, de mai multe ori, nu este binevenit, din considerente că dacă vrea să obțină un copil și este de 3-4 ori pe zi în ziua aceea, nu o să facă, nu o să obțină nimic, din considerente că, iarăși spun, spermatozoizii se formează în 72 de ore. Și este nevoie pentru a se restabili organismul, pentru a da o spermă calitativă. Dar ăștia care spun despre faptul că întreține relații sexuale de 3-4 ori pe noapte, știți, sunt și frustrări sexuale, după cât îmi amintesc eu, este așa zisul Don Juan și este când el vrea să arăte că el poate, asta e psihologic, asta e o frustrare a sa, toate frustrările noi le obținem din copilărie sau adolescență. Sau ceva i s-a nu a obținut, sau nu era la fete atunci foarte popular, sau ceva a fost, nu știu, i-a refuzat cineva ceva. Și atunci el vrea toată viața să demonstreze. Asta e un interes sportiv, hai să zicem așa. Dar interesul ăsta sportiv pentru bărbat e și o plăcere și în ce măsură e plăcere pentru femeie? Deja a 3-a, 4-a oară pe noapte un act. Bine, sau atâta timp cât este acceptabil de ambii, dacă îi provoacă și ei poate preludiul ăsta care să o aducă la o situație că să vrea ea, de ce nu? Măcar și de 20, nu vrea să facă copii, măcar și de 20 de ori pe seară, dacă ambii o vor asta. Dacă ea stă numai și, Doamne, atunci oprește. Evident, da. Dacă femeia simte dureri în timpul actului sexual, ați avut asemenea paciente, ce trebuie să facă? Este o problemă? Poate fi soluționată? Trebuie să adreseze la doctor. De multe ori este o problemă inflamatorie sau iarăși același, am zis, folicul persistent care stă acolo și provoacă nu a avut loc ovulația și iată el este însă și folicul ăsta persistent care provoacă dureri, sau este o inflamație oricare care provoacă dureri. O femeie sănătoasă nu poate, sau nu este o relaxare a femeii în situația dată. Din ce considerent? Nu înseamnă că nu a avut nu știu, nu are încredere sau nu o face doar că partenerul o vrea sau nu știu, o femeie sănătoasă nu poate să aibă durere în timpul actului sexual, necătând cât de mare n-ar fi organul genital al bărbatului. Din considerente chiar și este un organ muscular, care dacă este relaxată și lubrifiant, însăși eliminarea lubrifiantului normal al vaginului care se elimină în timpul preludiului, atunci n-ar fi trebuit să fie o problemă. Dar vorbind despre orgasm, la noi în Republica Moldova, iarăși vă ziceam că subiectul sexului este tabu, dar despre orgasm nici nu mai vorbesc. Femeile rar când vorbesc cu bărbații, în special despre orgasm, mai des avem situații când mimează acest proces. E o problemă a bărbaților care se gândesc în primul rând la satisfacerea lor? Sau e o problemă a femeilor că mimează sau nu vorbesc despre faptul că ele nu ajung sau foarte rar ajung la orgasm? Părerea mea că, în general, femeile nu poate să aibă la 100% de fiecare dată orgasm. Asta e normă. Bine, dacă au fost 3 acte sexuale și unul dintre însele le-a avut 2, iarăși poate fi femeia să aibă și 2-3 orgasme. Asta iarăși depinde de ceea ce face partenerul său. Asta totul depinde de partener. Dacă îi dă o atenție deosebită, dacă găsește firul acela care să-i provoace plăcere, n-aș vedea de ce, totul de aici depinde. Dacă psihologic sunt la același nivel și dacă este relaxat, eu n-aș vedea de ce n-ar avea un orgasm o femeie. Eu cred că înseamnă că nu este o atât de o relație de frumoasă și atât de... Ea vrea să fie pe placul lui doar. Și nu își vorbește de problemele sale, că mai are nevoie sau el este atât de egoist că nu vrea să-i acorde mai multă atenție. Sexul oral este un element important. Nu știu, unii îl văd ca preludiu, alții se limitează doar la el, dar oricum există percepția asta că sexul oral făcut de femei bărbaților este ok, iar bărbații femeilor nu și se rușinează să spună asta. Noastră cum vedeți, iată, anume sexul oral ca element de diversificare a actului sexual? Eu văd orice element de diversificare a actului sexual ok atâta timp cât place ambelor. Atâta timp cât unul din ei este împotrivă, n-ai cum să faci să-l impui să aibă plăcere de la asta. O să tac și o să facă doar. Dar după aia nu o să aibă nicio satisfacție și atunci o să strice absolut totul. Nu știu, poate trebuie să mai treacă o perioadă și să o încerce mai târziu. Eu nu vorbesc numai de sex oral, vorbesc de absolut toate. Tot ce s-ar putea să fie într-un cuplu oarecare. Părerea mea e că atâta timp cât este ok orice între două persoane, este ok. Cel mai, nici nu știu dacă cel mai tabuizat aspect al sexologiei este sexul anal și vorbeam despre anumite riscuri cu medicii cu care am discutat anterior, că sunt anumite bacterii, anume în timpul practicării, da, intestinală, da. Și există anumite riscuri. Noastră, iată, sexul anal, nu știu, sunt unele cupluri care îl acceptă, altele nu, dar e cumva mai mult un moft al bărbatului. Cum îl explicați, noastră? Îl explic că și în chipul psihologic este o cavitate mai mică, care ar provoca mai mari plăceri. De obicei, nu știu, eu din practica mea și ceea ce zic eu, niciodată nu întreb pacienta. Doar ceea ce mi se spune nu scot de firișor și nu trag de ațișoară. Doar ce îmi spun pacientele. Din practica mea și din ceea ce mi-am făcut eu concluzii, că totuși este mai mult plăcerea sau iarăși psihologic Sau poate chiar și femeile care nu dezvoltă însăși mușchii aceștia vaginali și nu provoacă tot aceeași se poate de făcut și vaginal prin exercițiile este Kegel, de dezvoltat o musculatură foarte bună a vaginului, care de fapt ar demonstra că este aceeași situație poate încă mai bună decât sexul anal. Sexul anal văd că toată flora, dacă are loc, dacă și este sexul acesta anal, trebuie să fie în prezervativ. Fiindcă toată flora intestinului ne merește în vagin, apoi pe calea ascendentă ne merește în rinichi și provoacă mari complicații. O escherichia colică câteodată poate provoca mai mari probleme decât însăși gardinierelă, decât însăși gonoree sau ceva de tipul ăsta. Deci, dacă ambii sunt de acord, ok să-l facă, dar necesită pregătire și neapărat cu prezervativ pentru ca să evite aceste situații neplăcute. Dar vorbiți despre bărbații la nivel de subconștient, se gândesc că ar avea mai multă plăcere de la sexul anal. Dar femeile de multe ori opinii sunt că nu prea acceptă, nu le prea place. Care ar fi acel, nu știu, punct de mijloc? Ce trebuie să facă o femeie care trebuie să iasă în întâmpinarea bărbatului care mult își dorește și insistă, sau totuși să-i vorbească direct și deschis că nu-i provoacă plăcere? Și... Părerea mea ar fi că orice ce nu provoacă plăcere trebuie de vorbit despre asta. Atâta timp cât ai încercat odată, de două ori și nu s-a primit și nu ai primit nicio plăcere, de ce ar trebui să o faci a treia oară? Orice, și cu mâncare, și cu un pahar de vin, și cu orice. Aceeași țigară, dacă nu-mi provoacă mie plăcere, de ce eu trebuie să o fumez? Eu susțin cu ambele mâini această poziție. Lubrefianții. Cât de important este folosirea lubrefianților în timpul actului sexual și ce lubrefianți recomandați noastră? Sunt situații diferite. Spre exemplu, după naștere are loc uscăciunea vaginului din considerentele că se elimină și această prolactină care provoacă fiziologic uscăciunea și nu este o problemă care trebuie de o tratat, doar trebuie de folosit unii lubrifianți. Lubrifianți sunt pe bază de ulei și sunt pe bază de apă. Cel mai bine ar fi totuși de folosit ăștia pe bază de apă, că nu stric flora vaginului. Și noi știm că sunt mii și mii de bacterii în vagin, doar că ea trebuie de respectată însăși cantitatea lor și iată flora necesară ca să totuși predomine o floră asupra la altă floră și atunci de-o păstrat. Deci ar fi totuși mai bine de folosit lubrifiante pe bază de apă. Așa, este supraapreciată importanța sexului în zilele noastre? Da. De ce? De ce? Din cauza că, iarăși este mediatizarea asta și internetul. Se uită și același băiat, se uită și iar părea că trebuie să aibă un organ sexual mai mare sau trebuie să dureze însăși sexul 20-30 de minute sau, nu știu, ar trebui să aibă parteneră de asta sau de cealaltă. Cred că însăși apare atât de multe dezvoltare. Bine, sexul este folosit undeva, oriunde este folosit. Când facem reclamă la o mașină sau undeva, cine este? Două fetiți frumoase, chiar același box, două fetiți frumoase în rochițe scurte, același sex, da? Care merge pe drum. Este oriunde. Este între atât de deschis totul, fiindcă vor să-și demonstreze atât fetițele cât și băieții, vor să-și demonstreze ceva. Eu cred că e importanță prea mare din cauza că trebuie să-ți satisfaci doar necesitățile și să dai importanță atât cât ai nevoie. Mărimea contează la bărbați? Nu cred. Nu cred în considerentele că poate avea o mărime extremă. Eu v-am zis că este un organ muscular. Se excită la femei porțiunea distală, adică porțiunea care iese în exterior. Terminațiuni nervoase în porțiunea care este mai departe, nu este. Oricum simte numai porțiunea aceasta de vagin. Ori mai mare, ori mai mic, ori să-și fac funcție. Atât. Și dar restul... Psihologic vorbind pentru un bărbat, dumneavoastră ați observat anumite, nu știu, frustrări din acest motiv? Eu cred că bărbații mai mult cred în chestia asta, că iată organ mai mare, organ mai mic. Părerea mea că atât cât este între cuplul acesta totul atât de frumos și atât de bine și eu provocat dorința partenerii, n-ar trebui să-și pui întrebarea mărimii. Asta e. Abstinența sexuală este periculoasă? Da. De ce? De ce? Fiindcă am zis că provoacă edem local, dezvoltarea bacteriilor pentru bărbați. Nu are loc ejacularea aceasta regulată, provoacă edem local și restul complicațiilor. Pentru femei nu văd o... Bine, dacă are așa testosteronul mărit și are necesități foarte mari și se duc la box. Nu este problemă. Prezența bărbatului la naștere poate duce la scăderea interesului sexual față de soție? Depinde de bărbat și de dezvoltarea lui sexuală, de gândirea lui și de mentalitatea lui. Și începe familia crescut și de modul de viață a familiei date și majoritatea acum nu au. Din contra, și prelucrează femeile și simt ok, de ce nu ar, dar sunt un procent oarecare, da, într-adevăr, au probleme după aia și mai bine să nu asiste la naștere, iarăși de la caz la caz. Așa este, eu sunt de acord. Și doamna Parpauț, ce contează cu adevărat în viață? Să fii fericit și sănătos. Prieteni, dacă ați privit acest interviu până la final, înseamnă că vă place ceea ce fac eu, așa că abonați-vă la canalul meu de YouTube și apăsați pe clopoțel pentru ca să primiți notificări de fiecare dată când voi posta un video nou. Mulțumesc!